Salutare, bă băieți, și bine m-am găsit la un nou episod. Tocmai ce a apărut FIFA 20 aseară, mi-a venit și mie recomandat tot aseară și astăzi începem o carieră cu CFR Cluj, unde Marius Șumudică ia locul lui Dan Petrescu și sper să fie o carieră cât mai realistă, să... Suntem și în Europa League, stați să vă arăt așa. Grupa din Europa League, trebuie să o știți oricum, este cu Lazio, Celtic, Rennes și noi. Așa, avem primul meci cu Lazio acasă. Și, haideți să, aceasta este și echipa cu Arlauskis, Mureșan, Vinicius, Camora, Butean, Djokovic, Itu, pe care o să-l schimb aici, o să intre Bordeanu, Sila, Rondon, Deac și Omrani. Să vedem ce mai avem pe bancă, mai avem Traore, mai avem pe Traore, scoatem pe Chestor de aici. Luis Aurelio, iarăși și el foarte bun. Păun, Țucudean, cred că o să joc cu Țucudean în primul 11. Așa. Fac, nu pot să dau, așa. Bordeanu, CDM, Djokovic, da. Cred că o să las formația asta. E destul de ok. Și trebuie să facem niște transferuri în acest primul episod. Haideți să băgăm și antrenamente. O să fie o carieră needitată, băieți. Costache, vreau să-l cresc. Cine mai e? Petrila, hai să-l băgăm și pe el. Mamă, nu crește niciunul de aici, nici aici. Butean crește. Bă, hai să-l bag și pe Itu. Ok. Hai să dăm advance și să ne gândim ce jucători putem lua. Vreau să fac o carieră cât mai realistă, să iau jucători în principal din Liga 1 și așa, care să mă ajute și... Primul care îmi vine în minte este acum, încerc, cred că încerc să-l iau pe Cristi Bărbuț, este cel mai rapid jucător din Liga 1 și chiar ne-ar ajuta. Haideți să-i dăm scout și nu uitați dacă vreți să-mi ziceți în comentarii ce jucători vreți să cumpăr, o să-i cumpăr, cât să se încadreze în buget, avem bugetul de 6 milioane. Hai să vorbim și cu Camora, că vedem că ne dă mesaj aici. Asta ne încurajează că am venit aici. Nice to meet you. Păi da. Și să vedem cu cine avem prima etapă. Să știu dacă jucăm în episodul ăsta sau nu. Cu Poliaș cred că o să joc. O să joc așa pentru episod, nu știu. Loan offer for Peteleu. La Porto Mioness. Dar nu o să-l dau. Peteleu e destul de bun. A, da, și avem... Dar, să vedeți că m-am grăbit să fac antrenorul și nu seamănă deloc cu Marius și Modica, dar nu mai avem ce să facem acum. Deleți focul și crește moralul la echipă. Avem moral very happy la echipă. Și haideți să jucăm meciul cu Poliaș de acasă până ne vine scoutul de la Cristi Bărbuț. A, uite.
dacă a venit. Hai să încercăm să luăm atunci pe Cristi Bărbuț. N-a venit, n-a venit. Am văzut acolo că scria Final Scout, dar nu știu, am crezut că e pentru el. Hai să jucăm cu Poliaș, prima etapă din acest sezon. Vom începe cu Arlauskis în poartă, Mureșan, Vinicius. Cred că o să încep cu Susic aici. Deac, Țucudean, Omrani. Cred că o să îl bag pe Culio. Burcă trebuie să prindă și el banca, fiindcă Burcă este foarte bun. Și cred că o să prindă și primul 11 Burcă în locul lui Mureșan pentru acest meci. Omrani, Țucudean acolo. Hai să începem meciul. Vedeți, jucăm pe World Class. Arbitru este Dragoș Tismăneanu. A, da, și Țucudean are fața in-game, apropo. Bine, trebuie să știți, și el, și Pușca, și Mitriță. Hai să dăm drumul la meci. Jucăm în gruia pe Dr. Constantin Rădulescu. Și să vedem CFR Cluj vs. Poliaș, prima etapă din Liga 1. Să vedem ce se va întâmpla. Vedem aici fanii CFR-ului cum, ce frumos stau cu fularele deasupra capului. Începe partida aici pe Dr. Constantin Rădulescu, ceferiști. A, dar stai că trebuie să opresc trainerul, fac. Ceferiștii au prima minge. Culio către Deac. Ciprian Deac. Deac către Djokovic. Mai departe la Culio. Danale. Danale, să uite ce construiesc ăștia. Cristea. Și cred că era offside. Da. Dar nu știu de ce mi se vede camera așa. Pe clasic îmi place camera, nu știu de ce mi se vede așa. Vinicius. Djokovic. Susic. Mă, dar pe... nu, nu cred că pe clasic. Broadcast, așa. A, nu, nici asta, what the fuck. Băi, frate. Default, mă. Asta era și până acum, nu? Uite, și pierde balonul. Carlone. Bârnoi. Bârnoi. La Cristea. Și apărar la Uschis. Ce periculoși sunt ieșenii. Omrani. Omrani. Țucudean. Djokovic. Înapoi la Țucudean. Țucudean. A încercat câte Djokovic, dar nu a mai ajuns balonul la el. Ieșenii sunt huiduiți de către fanii noștri. Auzim acolo în tribune. Ce pas către Bilel Omrani. Omrani prea ia frumos pe piept, dar ce a făcut fundașul ăla n-am înțeles. Foarte bine acolo Omrani din nou. Țucudean. Țucudean n-a ajuns pasa unde și-a dorit. Ciprian Deac către Mateo Susic. Susic. Bordeanu. Ciprian Deac. Țucudean către Bilel Omrani. Bilel Omrani. Omrani. Omrani intră în careu. Pas la Țucudean, dar se impune bine defensiva celor de la Politehnica Iași. Culio, șut în blocaj.
Merge de viata, iar rusul o prinde ușor. Bordean. Către Emanuel Curio. Apoi la Bordean. Bilel Omrani. Ah, era offside la Bilel Omrani, n-am văzut. Minutul 31, 0 la 0 aici în Gruia. Ce mă enervează că jucăm pe zi. Este Arlauski și prinde mingea. Vinicius. Djokovic. Către Mateo Susici. Susici. La Bordean. Bordean o urcă. Pas la Țucudean. M-a venit la acolo. Tanale prinde mingea acolo. Tanale, centrare în careu. Ajunge la Bârnoi, dar defensiva noastră greșește pasul. Susici recuperează Susici și acum Bordeanu. Către Emanuel Culio. Mai departe la Bilel Omrani. Bilel Omrani. Omrani. Pas la Culio. Băi. Urcă. Culio. Djokovic. Deac. Către Țucudean. 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 Pas. Deac. Ce, cum arată din fața porții Deac. Omrani. Țucudean. E alt șut în blocaj și 0-0 la 0 la pauză între CFR și Politehnica Iași în prima etapă a ligii întâi. Mai joacă și Astra Giurgiu cu Botoșani, dar nu la ora meciului nostru. Schimbăm ceva la pauză, simt că trebuie să schimbăm ceva. Iese Deac și intră Păun. Avem nevoie acolo de Păun. Începe repriza a doua cu ieșenii care au posesia. Camora recuperează bine. Dă mai departe la Bilel Omrani. Omrani la Bordeanu. Înapoi la Omrani. Ce joc frumos între cei doi. Țucudean. Bordeanu. Bilel Omrani. Înapoi la Bordeanu. Țucudean. Culio. Djokovic. Susici. Mateo Susici. Oh, cum a dat-o, bă. Camora greșește pasul. Fault acolo făcut de Camora, capitanul nostru. Cristea degajează direct în brațele lui Arlauskis. Arla către, nu știu, n-am văzut cine era ăla. Păun la Susici. Susici, Mateo Susici, n-are cu cine. Ce pas greșit Djokovic. Dar nu vine golul ăla odată. Recuperăm. Susici. Bordeanu. Nu, dar pierdem în continuu mingea acolo. Țucudean. Minutul 65, scorul se păstrează, este tot 0 la 0. Și că avem nevoie de încă o schimbare. O să iasă Țucudean, care nu prea m-a impresionat în această seară, și o să intre Rondon. Să vedem ce poate și Rondon. Apăr Arlauskis, un șut care trebuia să-l prindă direct, un șut foarte slab. Nu înțeleg de ce l-a dat afară. Intră Platini în locul lui Danali la Iași. Ce eroare acolo în fața porții noastre, dar reușim să degajăm mingea. Ce eroare
defensiva noastră. Ratarea ieșenilor. Noi nu cred că am avut niciun șut pe poartă. Camora. Camora. Burcă, Culio. Bordeanu. Bordeanu la Djokovic. Djokovic la Susic. Se apără prea bine, n-am cum să trec de ei. Îmi dă și ieșenilor. Urcă, Omrani. Out pentru noi. Omrani. Lui Hai. Lui Hai, sau cum o cheamă acolo. Arlauskis boxează balonul. Pe un. Pe un pas către Bilel Omrani. Omrani. Pas către Rondon. Apoi la pe un. Pe un. Culio. Pe un. Pe un. Apără rusul. Băi, frate, dacă nici din fața porții nu dăm gol. Offside acolo. Vinicius bate repede cu Djokovic. Djokovic la pe un. Pe un. Așteaptă să urce sus, să urce Susici. Urcă Susici. Primește. Pe un. Pe un. Djokovic. Djokovic. Rondon. Rondon. Pe lângă poartă. Este corner. Este Djokovic. Intră Luis Aurelio. Acum pe final de partidă. Da, mingea rămâne tot la ei. Recuperăm acum. Mamă, mamă, mamă. Și final de partidă, un meci plictisitor în prima etapă, 0-0 cu Politehnica Iași. N-am impresionat mai deloc, mai multe șanse de gol au avut ei. Un meci de-a dreptul plictisitor. Mergem la conferința de presă după meci. Just a couple of questions for you. Să vedem ce zicem și aici. Thanks for the question. Așa. Și haideți să încercăm să-l cumpărăm pe Cristi Bărbuț. 1.200.000 costă jucătorul Craiovei. Marius Mudică se întâlnește cu Victor Pițurcă. Transfer fee. Hai să dăm. Dar nu pot, dar mi s-a stricat controlul, uitați cum face. Îi dăm 1.000.000. 1.100.000 îi dau. 1.300.000 vrea cu sell on close. Counter. Remove sell on close. Milion 650. 1.500.000 dau. Da, acceptat. Și acum mergem să negociem cu Cristi Bărbuț pentru a-l aduce în bănie, în, ia uite la mine, în bănie. Bănie era la Craiova, nu? M-am încurcat, fac. Pentru a-l aduce la CFR, o să-i dau important. 3 ani vrea. Da, suntem de acord. Nu vrem să-i dăm clauză de reziliere. Nu o să accept bonusul. Remove bonus. Submit offer.
Vrea 4200, 4200, îi dau. Iar Cristi Bărbuț este noul jucător al celor de la CFR. Nu uitați, dacă vreți să mai aduc jucători, să-mi scrieți în comentarii ce jucători. Hai să-i dăm și numărul lui Cristi Bărbuț. Un număr accesibil pentru el, să vedem care. Nu 13, în niciun caz. 22, cum avea și la Craiova. Ia uite, CFR Cluj Sain Cristi Bărbuț fără 1.500.000. În fine, asta a fost și acest, cam asta a fost și în acest videoclip. În episodul următor simulăm cu Clinceni, jucăm cu Dinamo și vom mai avea niște meciuri de simulat pe aici cu Chindia, cu Ermă. Și asta este o lună destul de accesibilă. Apoi vor veni Lazio la noi, la CFR și FCSB, vom merge noi la ei. Dar, în principal, episodul următor vom juca cu Dinamo. Și nu dați dacă v-a plăcut, să dați un like, un subscribe și noi ne vedem sigur data viitoare. Să înscrieți în comentarii ce jucători vreți să mai aduc. Pa, pa!